Olandurii au făcut antrenamentul oficial pe stadionul din Guimaraes, Portugalia, unde în această seară la ora 22 vor juca meciul oficial cu Paços de Ferreira din grupele Europa League. Din nefericire, preț de 10 minute, pandurii lui Pustai s-au antrenat pentru întuneric. Totul a fost din cauza unor căderi de tensiune, spun oficialii, deși reclamele de pe marginea terenului au rămas aprinse. Sub privirea lui Cristi Pustai, jucătorii pandurilor au continuat să se pregătească la lumina oferită de panourile publicitare care înconjoară terenul. După câteva minute de beznă, oficialii stadionului au hotărât să pornească unul dintre cei 4 stâlpi ai nocturnei care este conectat la un generator. O sursă neoficială a precizat că în timpul meciului se vor folosi UPS-uri.